În cadrul acestui proiect, 4 dintre membrii asociației au fost pregătiți la 2 institute de dans din Bordeaux, Franța, pentru a putea lucra diverse tehnici de dans cu tineri cu dizabilități, inclusiv în scaune cu rotile. Acum pun în practică tot ce au învățat și cu elevii liceului Beethoven din Craiova. Am realizat un parteneriat frumos prin care 40 de tineri ai liceului vor parcurge 60 de sesiuni în total de dans sportiv, prin care vor reuși să construiască niște spectacole, niște show-uri, pe care în perioada următoare le vom prezenta la Balul Bobocilor, la diverse activități și acțiuni din cadrul orașului nostru. Pentru că proiectul se bucură deja de succes, inițiatorii au luat decizia să împărtășească această experiență cu un număr tot mai mare de persoane cu dizabilități. Pentru a face cunoscut și altor organizații acest stil de a lucra în domeniul sportului și implicit al dansului cu persoane cu dizabilități, vom realiza un ghid care va include și părți video și tutoriale în care să extindem și ei să aibă un acces cât mai larg la, să zicem, un mod de a-și ocupa timpul liber, constructiv și, de ce nu, sănătos, pentru că vorbim de sport. Proiectul Erasmus Plus Sport, intitulat Sport și incluziune pentru persoane cu dizabilități, este dedicat promovării incluziunii sociale și dezvoltării abilităților prin intermediul sportului și dansului pentru persoanele cu dizabilități.